astăzi când voi o să Dumnezeu. E stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine în cerul sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Iisus. Fără El flământ și însetat, rătăceam în lumea largă, neajutorat. Dar când m-a găsit, El m-a săturat și mi-a dat să beau. El mi-a dat să beau din harul său. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate locui. Pastorul meu, râul vieții, de-a purul Dumnezeu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate locui. Stânca de niciodată El nu va seca și voi bea din El, eu voi bea din El mereu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate. Slăviți să fie Domnul! Ce este Domnul pentru noi în seara aceasta? Poetul cântării spunea, este fântâna cu ape vii, este păstorul meu, este stânca de viacuri, este râul vieții. Ce este Dumnezeu pentru noi în seara aceasta? Fântâna este atât de importantă, atât de bună. La noi, dacă nu erau fântâni acasă, la țară, unde am locuit, oamenii erau determinați să meargă la vecini, oriunde, dar fără fântână, fără apă de băut, nu se putea trăi. Lângă fântână trebuie să fii însetat,
ca să-i cunoști valoarea și importanța. Fie dar ca și în seara aceasta prezența noastră în locul acesta să fie însetarea după Dumnezeu. El este fântâna cu apă vie, El este râul vieții, El este păstorul nostru, vedeți, nu ne dă numai apă, ne dă și hrană și ne dă toate lucrurile din belșug. Vă invit înaintea Lui și în prezența Lui să ne închinăm și să-i mulțumim, să-L binecuvântăm pentru tot ce este El pentru noi și pentru tot ce face El pentru noi, rugându-L ca și în seara aceasta să fie păstorul nostru, îndrumătorul nostru, să fie Cel ce ne sfătuiește și ne călăuzește și ne conduce, dar să fie și ajutorul nostru în inspirație ca să ne îndrume spre El, spre împlinirea voii Lui. Ne închinăm înaintea Lui și Îl rugăm în acest scop și El să ne asculte. Amin.
Vă invit să deschidem Bibliile Cuvântului Dumnezeu la Cartea Judecători, capitolul 12, din care vom citi primele 7 versete. Pagina biblică 275. Bărbații lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus să bați pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Iefta a strâns pe toți bărbații Galaadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiții ziceau: sunteți niște fugari al lui Efraim. Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase. Galaadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim și când unul din fugarii lui Efraim zicea: lasă-mă să trec, bărbații Galaadului îi întrebau: ești efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau: ei bine, zi Shibolet. Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galaadului îl apucau și îl jungheau lângă vadurile Iordanului. Astfel au perit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Iefta a fost judecător în Israel 10 ani, apoi Iefta, galaaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Galaadului. Vă invit să reocupați locurile. Și în seara aceasta, ca în toate întâlnirile noastre împreună, avem bucuria și recunoștința înaintea Domnului prin care suntem datori să-i mulțumim. Considerăm un har mai mare decât îl merităm noi, pentru că și în seara aceasta, fără limite, fără restricții, Dumnezeu ne-a hotărât să fim împreună. Ne-a pregătit acest privilegiu măreț. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Sigur, în comparație cu vremurile care probabil au să vină și aici, dar în Europa au și început deja, de exemplu în Elveția, pretinde să nu existe mai mult de 50 de persoane într-o biserică și dacă sunt, ei trebuie să fie controlați și să aibă cardul verde. Deja știți despre ce este vorba. Dar aici la noi încă Dumnezeu ne-a mai rezervat un har. Mă gândesc la vremea când cele două laturi ale lui Israel, cele două tabere, dacă pot să spun, Israelul și Iuda și Beniamin pe cealaltă parte, au fost o împărăție împărțită în două, care parcă făceau concurență și una și alta care să fie mai bună. Și în cele din urmă, Israelul, cele 10 seminții, au ajuns robi. Pentru Iuda s-a mai pregătit încă o prelungire de timp și mai târziu au ajuns și ei robi. M-am gândit ce rău este pentru oameni la mod general, când Dumnezeu le rezervă un timp de har. Prelungirea aceasta înseamnă un timp de har pe care nu-l merita Iuda, dar Dumnezeu le-a dat posibilitatea să vadă starea în care sunt, să vadă consecințele celorlalți care n-au ținut cont de voia lui Dumnezeu, care l-au neglijat pe Dumnezeu, să vadă cel puțin consecințele să se pocăiască și n-au profitat de acest timp de har. Doamne, ajută-ne noi în seara aceasta și în ocaziile în care ne întâlnim liberi să ne gândim întotdeauna la aspectul acesta: Dumnezeu ne mai dă un timp de har, nu pentru că suntem mai buni, ci pentru că avem nevoie de pocăință. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, să fructificăm timpul acesta de har, să ne schimbăm după voia lui Dumnezeu, ca
vremea care vine sau revenirea Domnului nostru Iisus Hristos să ne surprindă gata. Domnul să se îndure de noi. Și în seara aceasta vă urăm un bun venit la casa Domnului. Dorim ca Dumnezeu să facă timpul acesta de părtășie un timp benefic pentru sufletul fiecăruia, în care să avem posibilitatea să ne îmbunătățim relația noastră cu Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de El, să ne legăm mai mult de El, să ne câștigăm încredere în El. Nu pentru că El n-ar fi de încredere, pentru că vederile noastre sunt de așa natură, trebuie corectate să vedem că Dumnezeu poate totul, că Dumnezeu ne iubește, ne vrea pentru El și dacă avem câteva principii la bază din ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi, ne va ajuta foarte mult să ne câștigăm încrederea în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze și în timpul acesta pe noi, pe toți și pe cei ce ne privesc online. Dar i-a sfătuit pe cei ce ne privesc online și are posibilitatea să vină la casa Domnului, să vină. Domnul să-i ajute. Amin. Continuăm să slăvim pe Domnul împreună cu grupul de laudă. Facem și dăruirea noastră de bunăvoie din seara aceasta. După cum s-a anunțat de dimineață și în seara aceasta, vom contribui la construcția unei biserici din Fintoag, județul Hunedoara. Acolo, la Fintoag, am fost în 1980, imediat după ce m-am liberat, am avut un timp liber și am făcut un tur prin țară cu un grup de frați tineri. Și am ajuns și la Fintoag. Domnul să binecuvinteze și localitatea aceea și biserica aceea și localitatea aceea, pentru că nu e importantă doar biserica, este și ea și trebuie să fie, dar noi facem o biserică pentru o localitate, ca cei ce vor să fie mântuiți sau aibă un loc unde să se adune împărtășie. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe cei care dăruiesc în scopul acesta. După cântarea în comun, corul va slăvi pe Domnul cu prima cântare, urmat de fratele Cornel Pop, apoi un grup de surori slăvesc pe Domnul cu o cântare. Bye.
să ai în ce-a promis. Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va putea fi împotriva noastră? Nimeni nu ne poate despărți de Iisus Hristos, pe El îi vom sluji.
stradă și grele, te îndrezi pe cei căzuți. Ce n-au auzit de Iisus, de salvarea ce-a adus. Sunt căzuți în patimbrele, sunt căzuți în cursa lor. Și cu inimi ca pe piatră, nu primezi decât ce rău. Vrei să spui Iisus trăiește, să le spui cum l-ai primit. Și cu gândul de salvare, peste ei mâna să întind. Dar oprește-te și caută, te trăiește, vrei să spui. Că inima ți-e rece și cu ei nu poți simți. Dacă ei nu văd în tine nici o rază din Iisus, nu le spune de iubire, vor urâ tot ce le-ai spus. De nu pot să fii exemplu, nu le spune de că cei caută adevărul și din tine nu l-ai pus. Îi vei pierde pe vecie și pedeapsa va cădea. Când în ziua judecății pe Iisus îl vor vedea, ei vor arăta spre tine și acuza vei rămâne. Străinul noaptea grea să zărească vreo lumină, să se îndrepte către ea. Te vezi cu Iisus în tine, ei greșii vor încerca să observe diferența ce-a făcut-o în viața ta. De nu pot fi exemplu, nu le spun cei caută adevărul și din tine nu l-ai pus. Îi vei pierde pe vecie și pedeapsa va cădea. Când ziua judecății pe Iisus îl vor vedea, ei vor arăta spre tine și acuza vei rămâne. Dacă inima ți-e rece și cu ei nu poți simți, dacă ei nu văd în tine nici o rază din Iisus, nu le spune de iubire, vor urâ tot ce le-ai spus. Ei vor arăta la Iisus dacă tu ce spui trăiești. Ei vor arăta la Iisus dacă eu ce spun
Domnul să vă binecuvinteze! Cântăm din nou împreună toți, împreună cu grupul de laudă, după care Domnul să binecuvinteze pe fratele Florin, care va avea mesajul pentru noi. Îndrept spre cer.
și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie, acasă când voi fi sosit. Să trec Iordanul, se va sfârși.